Ia, așezați-vă. A, de ce pupăză? Ca să pară și el înalt, mă. Ca să nu cădeți din picioare când voi da vestea, eșuatule. Mă rog, la tine nu e cazul că balenele n-au picioare. Ia zi, care e vestea? A născut nevastă sau un negru? Mărlane, Dezire oricum o să nască un negru. Prost ești, mă! Băi, vă mai spun bomba sau vă complimentați în continuare? Hai, mă, zine, nu ne mai fierbe, hai! Mă mut... Aaaa, știam, e timpul ăsta de Zilica! Adio, rate, adio, întreținere, adio, tot, o să vină panca și o să vină tot! O să rămâne fără case, ne-am nenorat, ce ne facem? Adiță, fără casă, că tu n-ai case. A, da, eu una, vezi, o să rămân fără casă, ce mă fac, mă, mi-am nenorat? Taci! Da, ce? Mă mut la un post de televiziune adevărat, băi, deșteptule! Aaa, ai zis post de televiziune? Nu, mă, a zis prost de televiziune și se referea la el. Ha, ha, ha! Mai taci, umflatule! Am primit oferta azi dimineață! Hei, nu vă bucurați? Păi, de ce ar trebui să ne bucurăm, pupăză? Cum, de ce, bă, frere? Păi dacă o să aibă mai mulți bani, o să dea mai mulți bani la întreținere. Gogoașe, să nu aberăm, da? Ar trebui să vă bucurați că o să locuiți de acum încolo cu o vedetă! Fiecare! Yes! În sfârșit, de când îmi doream, eu vreau să locuiesc cu Oana Casino. Au, de ce mai? Gogoașe, eu sunt vedeta! Păpufuză, păi îmi parcă ziceai că nu poți pleca, bă, de la ghena aia de post unde ești acum, până nu ți-ai spirat contractul, că altfel trebuie să plătești lui șef, tu nu știu ce daune, de nu știu câte miliarde ai. Da, mă, Chiorete, dar cine a zis că plec? Îl fac pe el să mă dea afară, numai că trebuie să găsesc modalitatea. Știu eu. Știu eu. A răspund după post. Da. Știi că nu ești prost definitiv? Mărlane, vrei să te arăt pe post? A fost o încurcătură, șeful. N-a luat nicio șpagă de la prostituată. De fapt, fata aia nici nu era prostituată. Nu mă interesează, Mateescule! Atâta timp cât deasupra lui planează o umbră de suspiciune, scapă de el, gata! Adică vrei să-l omor pe Chiorete? Nu, Mateescule, nu! Trimite-l la țară, scăpăm de idiot! Așa da! Dar credeți că o să vrea? Păi dacă faci să pară o avansare, o să vrea! Te descurci tu că ești bea deștept, nu? Sau ești prost? Că dacă ești prost, pune să-ți fac transferul preună cu Chiorete! Sunt deștept să trăiți! Ia uitați aici! 1x1x1, 2x2x2, 3x3x3, 4x4, alo? Ia uite, bă, mi-a închis! Și știam până la 10, mă! Aplicații de astăzi, ostaș, este săritura peste obstacole. Permiteți să întreb, dar de ce ne antrenăm dacă nu avem nicio misiune? O să ne antrenăm ca să, când o să avem misiune, atunci când o să fim cunoscuți. Ne antrenăm să fim în formă, ostaș, că ne servim patria și omul iubitul nostru, că a murit ăla, stăiți. Hai, soldat, pentru propășirea patriei noastre, tot trăite sal, trăite peste canapea cu atac frontal, marș! Mă, la netul ai nebunit? Te cacă picioare dacă mai... Păi, adică ai colonelul Mărlane cu tine, mă, pârlitule! Mărlane, sunt în afara oarelor de instrucție, așa sunt, domnule colonel! Da, să trăiți. Permiteți să raportez! Domnule colonel Mârlanu, ați înnebunit de-a binele, a? Păi am 130 de kg în viu! Cum să sar peste canapea? Cu curaj, bă, cu curaj! Că țara se bazează pe tine, umflatule! Jump! A? Sari de te măta! Mi-e tot ce e un trici! Gem, ostaș, gem? Nu, era o strigă de luptă. Așa da. Acum, că tot am sărit eu, e rândul dumneavoastră să săriți. Acu-acu? Exact acu-acu.
Bă, Gogule, eu-s mai greu ca tine, bă, și-ți rup canapeaua. Te crapă, mă, ta, dacă te vede că ai rup canapeaua care ia oare de la nunta lui Măsa. Nu ține, că asta am cumpărat-o eu și mi-asum riscul. Sări! Sar, bă, că mie nu mi-e frică! Ia uite! Stai să-mi iau elan, că eu scud. Scuzate, signore. Buona mattina, signore. Dă-te, că... Gogure, s-a blocat, bă, și ne-a încheiat. Mai bine să are o mâine. E deschisă asta. Sări. Hai, sară, tată! O, că sar, ce te răgăști? Hai că a început desenele. Continuă mai târziu. Ia uite, Tom și Barney. Dă geri. Bă, ce noroc aveți voi cu mine. Iar să-l laud ăsta cu mutarea lui de rahat. Hai la televizor din cameră, că ăsta ne broiază aplicația asta. Și eu care vreau să vă invit la ultima mea emisiune să vă faceți reclamă la armată. Gratis! Gratis? Normal, mă! Că dacă e ultima emisiune pot să fac reclamă mascată cât vreau. Că n-au ce să-mi facă. Gratis, gratis? Da, mă, gratis! Băi, eu cred că ăsta ne dă cu var, mă, că ăsta nici cadou lui Gagică s-a de ziua ei nu i-a luat gratis ceva, da mi-te nouă. Uitasem că vine ziua ei. Bă, cum lovește nenorocirea? Cum lovește că nu te aștepți? Hai, mă, ziceți, veni sau nu? Unde? Ce concurs șeful? Pentru ocuparea unui post de șef de secție. Șef de secție? Vreau, vreau! Ce trebuie să fac pentru asta? Să mă bați pe mine la trageri. Abre, că n-am cu pămatale, aveți experiență, matale, aveți antrenament. Păi fugi și antrenează-te și tu, ce mai stai? Vrei să fii șef de secție? Hai! Nu poți, bre, că eu am niște dosare de te... Lasă-le naibii de dosare, să nu te mai prind că te atingi de vruna, înțeles? Vezi că pixul strică mâna trăgătorului. Fii atent, hai, fuguța la antrenament și vezi până nu-mi tragi numai în 10, să nu te mai prind prin secție, înțeles? Hai, chiarete. Păi să nu mai viu niciodată? Gogule, trebuie să fie o demonstrație de luptă în emisiune, să facem o demonstrație ca să fim convingători. Să vază țara, mă! Să vază că suntem ca strânca care se virgulă poate baza pe noi, mă! Corect! Dar ce fel de demonstrație facem? De luptă ne-ai auzit cu...
fost o încurcătură, șeful. N-a luat nicio șpagă de la prostituată. De fapt, fata aia nici nu era prostituată. Nu mă interesează, Mateescule. Atâta timp când deasupra lui planează o umbră de suspiciune, scapă de el gata. Adică vrei să-l omor pe Chiorete? Nu, Mateescule, nu. Trimite-l la țară, scăpăm de idiot. Așa da. Dar credeți că o să vrea? Păi dacă faci să pară o avansare, o să vrea. Șeagă secție! Vreau, vreau! Ce trebuie să fac pentru asta? Să mă bați pe mine la trageri. Îți iei luneta și tragi în ținta lui Chiorete. Hai că dacă bați 10 din 10 îți dau o primă grasă. Arsene, trag de 2 ani cu Chiorete și n-a nimerit odată ținta. Normal, mă, că eu să trag pe alături. Păi, al naibii modestul naibii, 10 din 10 și ziceai că ești prafă. Și mata le-ai tras la bre, ce să... Hai, felicitări, Chiorete, felicitări, mă, băiatule. Am primit răpostul? De mâine te prezinți la noul loc de muncă. Să trăiți, colega! Domnul șef de secție! Să trăiți, servesc patria! La fălcioara? Știu, bre! Îți dai seama, o să conduc tot satul împreună cu popa și cu primarele. Chiorete, e în fundul țării! De ce să ne mutăm noi în fundul țării când suntem aici, în fruntea ei, în capitală? Păi, de ce nu mai putem să-l transferăm șeful? De ce? Pentru că a văzut Barosanu calificativul de la trageri și a decis că așa un trăgător de elită trebuie să fie șef de secție la capitală, nu la țară. La capitală? Uh-huh. Păi în locul cui? În locul cui? În locul tău, că ai tras mai slab ca el. Atunci nu te duce. N-am cum, bă, că deja mi-au făcut renumirea pe post. Atunci du-te. Și ce fac, idiotule? Trebuie să mă despart de Iulena, că așa spui tu? Au, atunci nu te duce. Pe cum să nu se ducă, idiotule? Cum să nu se ducă? Să ateze așa o șansă, mă? Păi dacă te duci la țară, o să fii Dumnezeu comunei, mă. Tu și cu popa. Și cu primarele. Mă rog. Credeți că nu i-am zis lui șefa? Dar nu prea a apărut încântată, chiar spre deloc. Crezi că se gândește că n-are pe cine a tratat acolo? Ce fraiere, păi la țară o să ai de două ori mai mulți clienți ca la oraș, mă. Că acolo nu nebunește numai oamenii, nebunește și animalele. Cum adică nebunește și animalele? Uite așa, mă, boule, de boala vacii nebune ai auzit? Nu! Mă mir, tocmai tu, soțul vacii, în calitate de soț ar fi trebuit să știi. Dar las-o, Chiorete, las-o, că când virgul o să-și dea seama când te mai are lângă ea, în genunchi o să alerge după tine să vină să ne dă. Hai, fugi la țară și i-ați fost în primire, mă, că durate e șansa, du-te. Nu poți, ba, mă, duce fără șefa, nu poți. Atunci nu te duce, mă. Dar cum îi zic eu lui șeful că nu vreau a pleca? Dar nu-i zice, mă, nimica! Vă și tu niște cafe și forțați-i mâna să-ți anuleze avansarea! Ha! Genial ești, bă, chelule, câteodată! Idiot ești, bă, chelule, câteodată! Stai liniștit, bârlane, că tu oricum n-aveai nicio șansă la Iuliana. Dar eu măcar m-am asigurat că plătesc întreținerea și măcar o parte din rata la casă. Sau nu te dai tu banii lui Chiorete, a? La țară? Mm-hmm. Ce naiba să facă acolo, mă? Să amendeze vacile că trec ilegal strada? Lasă, dragă, că de-alea poate să amendeze și aici, în București. Că-s prin toate intersecțiile. Problema e că dacă pleacă, se duce naibii relația noastră. Că ochii care nu se văd, se uită. După altele.
Măcar tu nu-l vezi pentru că e în altă localitate. Dar al meu e aici și tot nu-l văd. Că vine numai pe miezul nopții ca vampirii. Se aleagă praful de alea care mi-l țin până la ora aia. Hai măi, mă, că poate chiar are treabă. Are pe naiba! Decât să iei apărarea, mai bine mi-ai dat și mie o idee cum să-l fac să renunțe la politica asta nenorocită. Că numai din cauza ei umblă cu rapandule. Din cauza cui? La politicii! Că politica e o rapandulă. Și rapandula la rapandulă trage. Păi, atunci eu te las. Că văd că ai probleme mai mari decât ale mele. Hai, te păi pup. Da, lasă-mă. Politicianul susține că a demisionat ca urmare a amenințărilor pe care le primea din partea grupărilor mafiote din oraș. Azi e ziua cea mare. Ha, adică se cheie simularea? Nu, pupăză. Azi mimăm nașterea. Adică gata, scoate perna, am pus-o acolo și gata! Nu. Nu? Nu. Adică vrei să scoți o păpușă din nou? Nu, infantilule! Și în primul rând n-am zis că o să nasc normal. O să fac cezariană ca doamnele. Ai nebunit! Eu nu te tai pe burtă pentru că am fobie la sânge! Pupăză, nu trebuie să mă tai nicăieri și mai taci la ibi odată! Dar scuze-mă, iubi, că sunt la prima naștere, am și eu emoții, ce? Și eu ce trebuie să fac? Păi, în primul rând, trebuie să faci bagajul. Cu tot ce scrie în listuța asta. Auzi, iubi, noi mergem la spital sau la shopping? Că oricum exagerez în ambele variante. Și când bagajul e gata, pupăză, sun la salvare. Asta e tot? Da, încercăm. Anytime, baby. Ce faci, dragă Cona? Păi verific dacă te încadrezi în 45 de secunde, că așa scrie la carte că trebuie să scoți. Ești gata? Ce? 3, 2, 1, start! Ce? Hai, repede, repede, repede! Stai, dragă, ce acum mă lua? 6. Ce 6? 7, 8, hai, 9, hai! Haide, șeful, vă implor, trebuie să existe o soluție. Păi cum să-l pună pe ăsta șef aici, când 3 ani de zile n-a fost în stare să rezolve nici măcar un caz? Păi dacă ai fost prost și ai acoperit incompetența, Mateescule, prostia se plătește. Nu o să-l mai acopăr, șeful, promit. Mai dați-mi o ultimă șansă. Lăsați-mă să-i dau până mâine vreo 2-3 cazuri, oricare, cele mai ușoare. Și dacă le rezolvă, promit că-l las în locul meu cu mare plăcere. 24 de ore, nu mai mult, ai înțeles? Să rămâna, boierule, să rămâna, n-o să vă pare rău, jur! A, Chiorete, gând la gând cu bucurie! Șeful, permite să raportez, am și o mare rugăminte la Matalebre. Dați-mi 1-2 cazuri, până îmi preiau eu noua funcție, că vreau a dovedi că merit pe bune postul de șef de post, că nu sunt numit într-o la păpilebre. Normal că-ți dau, Chiorete, normal, păi să nu-ți dau eu ție să rezolvi. Auzi, da, dacă nu le rezolvi? Cum să nu le rezolvi, șeful? Iete, bre, dacă nu le rezolv, să mă găsească toți dracii să rupeți ordinul ăla de avansare, că n-am nevoie, bre! Bine, Chiorete, bine, bravo, bă, băiatule, s-a făcut. Servești patria! Servește, Chiorete! Ce-au toate astea, mă, dă numai mie să... Calm, calm, Emma, calmează-te că se rezolvă, da? Așa. Acel, așa. Deci. Și unde am pus-o? Asta nu e? Asta e. Hai. La salvare, vă rog! Ce faci, mă? Și să mă prefac, aștept puțin, că poate nu-mi dau legătura imediat. N-ai de unde să știi. Corect, pupăză, n-ai de unde să știi. Dacă nu formezi! Păi cum să formezi, dragă, ai nebunit? Cu degetele, pupăză, cu degetele! Tastând! Mă, iubit, tu ai nebunit? Păi, dar cum să sun la aia la 112, că aia chiar răspund? Și ce vrei să le spun? Că vrea gagică mea să le testeze promptitudinea? Tu vrei să ne trezim cu dita mai amenda? Sau mai rău, să ne trezim în arest? Tu n-ai auzit ce pățesc aia care fac mișto de serviciu 112? Pupăză, suni
Și când răspund, numeri până la 10 și închis, că în 10 secunde nu te localizează nimeni și nu o să-ți dea nimeni amendă. Dar tu de unde știi, măi, Țuțu? Din filme, măi, Țuțu. Și sună mai repede odată, că simularea trebuie să fie completă. De unde n-ai bine să știu eu în cât timp răspunde ea de la salvare dacă tu te prefaci că formezi, a? Hai mai repede că dau drumul la ăsta. Șeful? Ne-au sunat cei de la 112, ci că e un idiot pe linie, care sună așa, din oră în oră, la mișto, și nu reușește să localizeze deloc. Ce facem? Cheamă-l pe Chiorete la mine. Am înțeles! Chiorete! Ordonă, șeful! Ce să ordon, mă? Aveți funcaz două ceva cald pentru mine, am simțit că m-a schemat răbre. Normal că am Chiorete. Ha? Unu, două cazuri, cum e cerut-o așa. Yes, yes, yes! Primo! Ha? Pornești paranormalul? Hai să-mi treagă-nă! Ușurel! Mă scuzați că sunt cu emoții. Și-mi localizezi un idiot care sună în bajocură la 112. Ardilar focu! Secundo! Ha? Afli cine a trimis scrisoarea asta de amenințare domnului vice de la capitală. Lovandam evrei? Exact! Ai 24 de ore să rezolvi cazurile. Fii atent, Chiorete, să nu dai în bară că șefii cu ochii pe tine, cum a cerut tu de altfel. Dacă nu, ordinul... Să știe, bre, dar cum să dau în bară că sunt șpirt? Serve spate, bre! Ușurel, Chiorete, ușurel. Am plecat. Trăiți! Trăiți! Ușurel, stai, mă, ce treacu, bre, tole mutat! Hai, succes, Chiorete! E rău. Sunt legate la simulările? Da, cele parțiale. Dar acum urmează aia completă. Completă? Este apupăză. Cea cu deplasarea la spital în timp real. Și asta o facem diseară. Diseară? Bă! Băi, iubim, mă, dar eu diseară am emisiune. Așa și bagi o înregistrare și gata. Dar de ce de seară? Păi ce, nu putem să simulăm pe zi? Nu, deșteptule, pentru că eu vreau să nasc seara. Ziua este super aglomerat și n-am chef să stau cu apa ruptă, să mă cer cu toți șoferii care nu vor să dea prioritate salvării, da? Da, mă rog, dacă tu nu vrei să fii lângă iubițica ta atunci când naște, dacă nu vrei să-ți vezi copilașul, du-te la emisiune, tot. Lasă-mă singură să nasc ca cățeaua. Bagi înregistrarea, da? Doamnelor și domnilor, iată, în această seară vom dezbate spinoasa problemă a câinilor vagabonzi. După cum bine știți, în orașul nostru se află peste 20... Băi! Gata, Chiorete! Ai aflat cine a sunat la 112? Naturli, șefule! Da? Șeful? Ne-au sunat băieții de la monitorizare că idiotul e pe linie, iar acu chiar cheamă salvarea. Ce facem? Îl localizăm? Nu, bă, nu! Strângeți toate aparatele, închideți-le, nu mai consumați curentul degeaba, că l-a localizat Chiorete. Am înțeles. Uite, bă, ce acustică am, bă, ce aparatură, bă, merge și închis, n-ai auzit? Închidem aparatura să nu se mai consume curentul. Ce cu asta, bă, aici? Șpioniște de azi, dracu, bre, de la serviciu ăsta. Ia zi, cine e? Pupăză, șeful. Pupăză? Pupăză, bre. Cine ți-a zis, bă? Eu, bre, l-am văzut ăla cu paranormalul. Cum formează numărul, bre? Bă, ești sigur? Sigur, sigur, doar mă știți că pe mine paranormalul nu mă înșeară niciodată. Bine, Chiorete. Păi fii atent că fac o descindere, dar pe răspunderea ta? Paha mea, bre, vedeți că e la gagică sa. Și dacă dau greș, îmi anulați ordinul la denumire pe post, care e treaba? Perfect, Chiorete, tu ai zis-o, nu? Hai, liber. Niciun liber, vă grăbiți. Am rezolvat și cazul 2. Hopa. Știu care îi trimite scrisorile lui Van Damme. Cine? Van Damme. Van Damme.
El și le trimite singur, bre. Ca să devie, să se scrie de el în ziare, să apară pe la radio, pe la TV, să devie popular așa, să-i crească popularitatea. Dacă nu credeți, o să vedeți dacă faceți o descindere la el acasă, ziarii libre, din care și-a decupat singur literele. Bă, ok, Chiorete, merg pe mâna ta și aici. Trimite echipa și la Van Damme. Ha? Da, tot pe răspunderea ta. Pă mea, bre, că mă știți că eu sunt când pui ceva. Eu am răspunderea mare, da. Hai, nu te știu eu, Chiorete, ești... Hai, liber, fuga, repede, repede. Fereți partia, ha? Hai! Chiorel, e... Mersi, Doamne! Am scăpat! Din nou, pupăză, că mi-a uitat halatul de baie și periuța de dinți. Păi și nu puteam să spui, dragă, atunci când făceam bagajul! Băi, inconștientule, păi eu n-o să mai fiu în stare de nimic atunci, că o să mă termine durerile facerii. Știi tu cum sunt durerile nașterii? Dureroase? Exact! Cam cât 10 lovituri în testicole, vrei să vezi? Aaaa! Nu! Păi atunci mișcă-te odată! Hai! Hai că își foarte bine durerea! Alo! La serviciu de ambulanță, vă rog! Pace! Bă, voi sunteți idioți? Cum naiba să-mi trimis singur amenințările? O să plătiți pentru toată tâmpenia asta! Opa! Nu ți-ai trimis-o singur, nu? Habar n-am cum au ajuns alea acolo! Cum au ajuns, draga, alea acolo? Da, de ce mă întreb, dragă, pe mine? Eu de unde să știu? Ce mă întreb pe mine? Ce te uiți, măi? Ce are ăsta, măi? Bravo, deșteaptă, ți-a ieșit din toate ziarele! Mersi! Tu ai trimis asta ca să se scrie de mine în ziare? Să mă faci popular? Geniala mea! De mâine ești consiliera mea de imagine! Doamnă? Vă felicit. Dar de sărbătorit o să sărbătoriți un pic mai târziu. Acum trebuie să ne urmați la secție. Ce? Alertarea falsă a organelor statului se numește infracțiune. Oh. Dar n-am știut. Trăiți! Cum e, Mateescule? Încă n-am primit nicio veste din teren, șefu. Ce mai e tu, Paci? Ce faci tu, timpul? Să trăiți! Cazurile au fost rezolvate. A fost exact cum a spus domnul agent Chiorete. Pupăză și Emma Cucu sunt în arest. Dar, Pupăză, cam face scandal. Permiteți să-l fac să tacă. Fai ce vrei, ești liber. Am înțeles. Pa! Felicitări, agent Chiore! Felicitări! Un asemenea organ de nădejde merită să devină șef de secție. Bravo! Șeful, vă rog eu frumos! Eu nu vreau să deveni șef de secție! Nu vreau răspundere! Nu mă puteți obliga! Să știți că dacă nu mă lăsați pe postul actual, eu îmi bat picioarele și trag și demisia! Eu nu vreau! Oh, eu nu vreau! Chiorete! Moment! Ești sigur că asta vrei? Absolut sigur, șef, o să trăiți! Atunci... Să fie într-un ceas bun! Yes! Trăiți! 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 Ce om! Ce om! Tomatele, de ce strângeai, bre, șefule, lucrurile? Pleci în concediu, care-i treaba? Nu, Chiorete, vreau să mă mut la secția unde m-au transferat. V-au transferat, ră? Păi și pe cine nu mi-a vrea locul matale? Pe tine, Chiorete. Dar acum nu mai e cazul. Pupi! Păi... Șefu! Bă! Bă! Eu sunt persoană publică, bă! Mă știe toată lumea, sunt vedetă, bă! Ne-am de neamul tău n-a stat așa de aproape cu
Codita mai vezi, nu faci tu mie de asta, da? Băi, o să vă par... Bine, bine, o să vă pară rău. Da? Ia zi, drăguț, ești mulțumit acum? Da, tu, ești mulțumită? Hai, nu mai simulezi? Simulează, dragă, simulează, pentru că... Poate în viață se întâmplă să naști într-o celulă de poliție și trebuie să verificăm dacă cumva polițaii te duc cu dubă la spital. Hai, simulează! Hai! Mă poți să calmează dacă stresez copilul! Stresez copilul, da? Bine, atunci lasă că simulez eu ca să păstrăm continuitatea experimentului, da? Fii atent la mine! Mi se rupe apa! Mi se rupe apa! Mi se rupe apa! Te potolește, a? Ei, las că te potolim noi. Hai, las. Vede-o. Băieți, haideți să-i rupem noi apa. Nu mai bine mi-o îndoiți, mă, decât să-mi o rupeți. Deci așa cum făi trețar frontul al reacu să-ți fie. Din cauza ta am pierdut eu avansarea. Ai văcut spre ca să n-ajung eu mai șmeșcher ca tine, ai? Ia deschide bă ușa. Să-i smulge penele. Cum, frere, cum? Cum, frere? Policitire. Policitianu? Băi, inconștientule, eu nu o să mai fiu în stare de nimic atunci, că o să mă termine durerile facerii. Știi tu cum e? Ce? 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 Cam ce? Cam ce? Cum e ce? Zi, 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 zi. Asta, asta, nu eu. Nu e, că nu stricate, lasă. Bă, bă, eu sunt persoană publică, bă. Bă, dați-mi, dați-mi drumul pentru că... Fii atent aici, eu sunt... Nu, hai, nu așa. Dar nu pot, mă, că trebuie să-mi țin glasul jos. Cumva îți vine să naști chiar aici, în Pârnaie, și atunci, când o să trebuiască să te ducă la spital, o să trebuiască să vină polițaia să te ducă cu duba. Să verifici tu dacă... Ha? Omule, stresezi copilul, calmează-te. Ha, să verificăm, mă. Normal că nu vreau! Nu vreau! Că n-am zis că dau caseta procuraturii. E de uzi intern, fii atent. Tu
După ce-l filmez că ia Mita și am dai mie caseta, și eu îi zic că o am de la un inamic politic care s-a jurat că îl va distruge dacă nu se retrage din politică. Hă? Bun, și mie ce-mi iese la afacerea asta? Păi dacă nu se retrage, dai caseta pe post și faci super audiență. Și îl bag în pârnaie, direct. Păi dacă nu vrea să se retragă, pârnaie, tata, asta e, își merită soarta. Asta că e bine acolo, măcar nu știu că l-are pe secretară. N-are cine să mă înșele. E... Mă rog, bărbații nu se pun. Și când iese? Mă omoară, pentru că eu l-am băgat acolo. Ne, eu nu dau așa ceva pe post. Bine mă, nu da. Oricum n-o să fie nevoie, pentru că spun eu, o să se retragă din politică când o să vadă caseta. Bun, și revin la întrebare. Mie, ce-mi iese la afacerea asta? Bă, dar tu nu te schimbi niciodată. Adică... Tot fomist de când te știu. Vrei bani? Păi, ce să vrei? 2 milioane? Ți-ajung? Cât? 2 milioane? Păi 500.000 numai caseta. Și dacă spun cât costă închirierea aparaturii pentru o oră de filmare, intri direct și brusc la menopauză. Pupăză, nu fi câine că stricăm prietenia. Da, dar eu îmi risc viața, ce vrei? Trebuie să-mi merite, altfel nu mă bag. Nu te bagi, a? Nu. Bine, mă. Dacă nu te bagi, eu înțeleg. Adică sunt și eu om și înțeleg că doar nu sunt câine ca alții. Ce faci, dragă, cu aparatul ăla? Păi tu crezi că eu mă vând pe un aparat din ăsta la mâna a doua de 2 lei? Na. Bă, pupăză, ce să zic, bă, am încercat și eu. Totuși, să știi că e o sculă bună, nu? E puțin? Ce faci, dragă? Îți spun eu că acum o să mă ajuți, dar moca de data asta. Pentru că dacă e rândul de Zirica cu ce se ocupă viitorul tată al viitorului ei copil... Nu o să te crede niciodată! Ei, nu fii așa de sigur că gravidele n-au multă minte, mă, că le-a luat copilul jumătate. Stai că ți-o iei! Ți-o iei, zău! Nu mai poți să săruți? Exact, doamna doctor. Că văd în fața ochilor mapa Angelica moartă. Și atunci mi se... Dar dacă m-ar săruta o femeie frumoasă, ca dumneavoastră, așa, de exemplu, adică observați că vă vorbesc cu dumneavoastră, că între noi mi-e clar că nu e decât o relație, sau o relație strict profesională. Revin cu ideea. Dacă m-ar săruta o femeie ca dumneavoastră, așa, cu siguranță aș depăși blocajul, aș redeveni cu cuceritorul care era odinioară. Odinioară? Exact, și în câteva zile mi-aș găsi clar o iubită, dar ce zic eu câteva zile? Pe loc cred că m-aș și căsători cu ea în direct, că eu... Dacă visez eu să-mi temeiez o familie, să fiu și eu la locul meu un om căsătorit. Adică vrei să spui că un sărut ar fi de ajuns? Exact. Nu, în niciun caz. Mai bine îl omor, sau nu? Mai bine îi pun o crimă în cârcă, că și așa am o tonă nerezolvată. Chiorete? Ți-l bag la pușcărie. Chiorete, eu vorbesc serios. Mi se face greață numai cum mă gândesc. Da, mă iubi, știu și mie. Da, asta e șansa noastră. Gândește-te că dacă își găsește o balenă, scăpăm definitiv de el. Crezi-mă ta că își mai găsește ăsta balenă? Ca ta spăcare de dispariție. Am văzut eu pe descoperii. Da. Dar nu pot înțelege cum matale concept a-ți atinge gurița aia dulce și parfumată și suavă de balele otrăvitoare ale lui Băla. Că ăla are bale otrăvitoare, spui, pline de baterii. Ca... șopârla aia uriașă din Comodo. Știi de dragonul de Comodo? Exact, e un varan. Tot după descoperii știu. Intelectualul meu. Degeaba, nu te da cu binișorul, că oricum nu te lasă te pupa cu varanul. Nici cu protecție? Ce protecție? Păi doar nu credeai că o să mă infestez cu balele lui. Îl pup cu ceva pe gură. Cu folie de azbest, dar dintr-aia groasă. Și doar în prezența mea. Normal. Îl chem la 4, poți să vii? Pentru iubitica mea am fa liber oricând.
unde știi, șeful, că Vanda mi-a șpagă? Ai văzut-o angajat la primărie care să nu ia? Da, șeful, dar asta pare cam pămpălău, cam... Măi, Mătescule, tu mai vrei să scapi de Chiorete sau vrei să rămâi cu idiotul pe cap până ajungeți de râsul presei? Am înțeles, să trăiți. Vanda mi-a șpagă. Dar eu ce trebuie să fac? Tu nimic. Chiorete trebuie să organizeze flagrantul. Păi iar vreți să-l faceți vedetă, șeful? Idiotule, nu că n-o să organizeze nimic, ba dimpotrivă. O să-l acopere. N-ai zis tu că sunt prieteni? Sunteți genial, șeful, sunteți genial. Dați-vă în cont o primă că sunteți meseria, șeful, pe serie. Da, mulțumesc, bună idee. Fanta? Tata, de unde știți că ia șpagă? Știi tu angajat la primărie care să nu ia Chiorete? Dar șeful, dar Van Damme ăsta e un pămpălău și jumătate. Nu mai bine facem noi un fulfilăm, bre, ca să nu facem fragrantul de pomană. Aha, tragi de timp ca să poți să-l anunți. Bă, știi că nu ești prost? Ia-l pe Solomon și la 4 să fiți în dispozitivul la filare. La 4? Ce să cătăm noi la 4? Că atunci se termină programul cu publicul. Ai vrei, șeful? Cine se vedea șpagă când nu mai e nimeni? Chiorete, șpăgile mari se dau când e lume puțină. Când se răresc ochii. Hai, succes! Hai să iau de la 12 noapte, de ce la 4? Succes? Ce să spun? Nu pot să contramandez, că e deja aici. Da, și fix pe tine te așteptăm. Dar dacă nu poți, stai liniștit că mă descurc și singură. Ai încredere, dragă. Nu fără mine! Mai pune-le să se spele pădiți o jumătate oră când viu. N-are rost să șardem amândoi în același dispozitiv, Solomone. Mai bine schilăm în locuri diferite, că din două surse e mai sigur. Așa face și jurnaliștii și de-aia a ajuns ei prima putere în start, bă. Hai, fugi, fugi să te pregătește, hai! Aha, aha. Hai, du-te, te-te. Pantame, ascultă-mă cu atenție, bă, dacă ți-a dragă libertatea. Nu ți arăt împitule. Azi nu e nicio șpagă de la nimeni. De la nimeni, înțeleg? Șeful, eu nu mă pricep deloc la camere de filmare. Draga mea, nici nu este nevoie, pentru că ochelarii ăștia fac tot. Trebuie doar să-i pui la ochi. Ei au aici o cameră micuță, da? Care filmează. După care dai rec de pe acest buton și acest aparat înregistrează, da? Acest aparat îl bagi în poșetă și în rest este treaba lui ce face, da? Singura ta grijă este să nu uiți cumva geanta acasă, da? Okay. Deci, îmi pun ochelarii, da. Ăsta-l bag în geantă. Da. Nu, întâi apăs butonul ăsta mare. Exact. Așa, așa. Ăsta-l bag în geantă. Da. Și geanta nu o uit acasă. Exact. Bun. Șeful, dar ce dioptriau? Draga mea, la cameră se numește obiectiv, da? Nu dioptrii. Și ți-am spus, nu este treaba ta, pentru că ochelarii ăștia fac absolut tot, da? Filmează singuri. Da, da, eu vreau să spun, pentru că, de exemplu, la ochelarii mei, la ăștia... Lasă ochelarii tăi, pentru că ochelarii tăi te prind foarte bine, dar nu discutăm acum despre ei. Poate altă dată, da? Pentru că dacă nu te grăbești, ăla pleacă de la birou. Te rog frumos, hai, du-te, fuguța. Geanta! Geanta! Plicul! Plicul! Dai rec? Da, da. Și succes! Uși, doar l-am întrebat ce dioptriau! Suntem gata? Eu, da. Mă scuzați o secundă. Da, Solomone, zi! A, normal cu văz, bă, cum te văz, cum te... Dar deocamdată n-am luat nicio șpagă, da? Te rog. Așa. Iu, ce? Ți-am zis că o facem cu protecție, da?
Da, e bună. Stai! Stai mereu, muiere. Du-te de aici. Pleacă de aici. Ce faci? Ce am vorbit cu protecție? Asta, bagiocul, asta e protecție? Păi până asta trece și frederitorul cap în brânză. Cine e frederitorul? A, nimeni. Nimeni? Chiorete, poate... Chiorete, e nebunit? O să moară sufocat, ce ai? S-o crezi, ma ta? Hai de păi, frederitorul. Ăsta e frederitorul, ia. Înțelegeți că eu nu primesc bani? Da, vă rog frumos, nu e decât o mică atenție. Vă rog eu foarte frumos. Nici nu se pune problema, vă rog eu frumos. Băgați plicul înapoi. Știți cum facem, uitați. Eu las aici pe, aici pe masă. Și Doamne, asta m-a băgat la pușcărie. Domnul Vicecea, ce faceți? Dar nu, eu nu sunt alea de plătesc în natură, dar se poate? Nu? Nu! Păcat că eu doar așa vreau. Să încerc totuși să vă conving. Domnul Vice, domnul, nu se poate! Domnișoară! Doamne, ce nebună! Așa și trebuie, Mărlane, că stai sigur. Și nu să mai simte ești frederitorul. Doamna doctor, să știți că asta nu-i tratament. Ori le pupăm cum am zis, ori îl dau dracu și plec. Dă-l dracu și pleacă, dă-te aia dracu, uite ușa aia. Da, Chiorete, dar mă întorc peste o oră. Și atunci o să stau de trei ori mai mult, că-s de trei ori mai deprimat. Că mi-am pierdut încrederea în singura persoană în care credeam cu adevărat în doctorul meu. Hai că îmi sună curent. Pupă-mă cu frațul zește de vreo 10 secunde, așa 20 de minute, când... Hai, pupă-mă, că... Domnul ăsta, ce e acolo? Ce e acolo? Lasă-l! Chiorete, potolește-te, Chiorete, răspunde la telefon! Pagă-mă ăsta de telefon! Mărlane, amânăm ședința pe mai târziu! Hai, du-te, că nu mai pot să-l țin! Incapabilo! Și fata, dacă el n-a vrut bani, n-a vrut, eu... A vrut altceva, dar eu altceva nu-i dau, că eu nu-s din alea. Bă, nu vrea bani pe naiba! Trebuia să insiști că până la urmă accepta! Unde-i plicul? Acasă! Acasă, la mine! Da, la... da, că... Că m-am gândit că o să mă mai trimiteți odată și... Da! L-am lăsat acasă, ca să nu mai... Te-ai gândit foarte bine! Fugi! Și de data asta fii atentă! Să nu mai dai în bară, că altfel te fac menajeră. Da, șeful, da. Geanta. Geanta, da, da, geanta. Plicu. E acasă, e acasă. Da, am plecat. Ia zi, pupăză. Ai caseta? Nu. Nu am. Adică, o am, dar n-am apucat să o copiez pe... Ala, auzi, mi se pare mie sau tu mă cam aburești? Nu ți se pare, dragă, cum să... Ai. Adică, normal că ți se pare, cum să te... Pupăză, nu te juca cu nervii mei, că mi-a întins Van Damme destul și s-ar putea să cedeze tocmai la tine, în gură! Ha? Și chestia asta o să mă ajute când o să-i arăt fotografia lui Desiree. O să-i spun că tu, ca un obsedat, ai sărit pe mine. Eu a trebuit să mă apăr și... Ce zici? Crezi că o să se mai îndoiască ea de fotografie? Zi? Hai mă, iubi mă, că-l pup fulgerător și gata!
Nici n-apucă să mă infesteze cu veninul. Păi, femeie, tu ești zdravă în la cap, tu vrei să te pui cu varanul? Păi de capăt-o, păi dacă te-ai fi uitat puțin pe descoperii, acum nu mai vor ghei. Ești șeful. Vorbim mai târziu. Să nu dea dragi, să... mă înțelegi? Bă, slab ești, băiar, te-am bătut. Hai, hai, încă unul. Păi, șeful! Scuzați că am întârziat, bre. Lasă, lasă asta, Chiorete. Ia zi, când organizezi flagrantul? Păi, de ce să-l organizezi, șeful? Că ăla n-a luat ori nicio șpagă. Nu v-a zis? N-a luat nicio șpagă, a? Bă, tu ai nebunit? Ha? Cum n-a luat? Păi n-a luat. N-ai văzut că aia i-a lăsat plicul în ghiveciu de pe hol? Parcă știa că birou e filat. Oare de la cine, Chiorete? Și Van Damme? A ieșit, l-a luat tacticos din ghiveciul de pe hol și... Și-a mâncălecat poșa și v-am spus povestea așa. Imbecil. Și tu n-ai știut de povestea asta, Chiorete, nu? Nu știu, că eu am supravegheat doar birou. Eu eram pe blocul de vis-a-vis și vrăjitoarea cealea a venit și mi-a chis chepengul, că de-am și întârziat. Noroc că a venit zâneazul. Bine, Chiorete! Eu am fost scurtă. Chiorete! Am înțeles. Dar acum fii atent la mine. Îți iei echipa și în două ore îmi realizez flagrantul. Să nu dea dracu să o dai în bară, că te bag la acoperirea infractorului. Ai înțeles? Hai, executarea! Haiți! Dă-i dracu de pagali. Trăiți, șeful. Ați avut dreptate. A încercat să-l acopere, dar nu l-a sunat. S-a făcut doar că nu vede șpaga pe care a luat-o ăla. Diseară l-am trimis să facă flagrantul. Păi dacă n-a vorbit cu el, ăla o să ia șpaga în continuare, idiotule. Și Chiorete o să facă flagrantul fără să vrea. Îl faci vedetă. Aoleu, șeful, și eu ce fac acum? Ce fac acum? Ce fac acum? Păi, da. Să faci descinderea cu câteva secunde înaintea lui, ca să iei laurii. Corect, șeful, corect, sunteți genial, dați-vă în... Cont în coprimă, că sunteți meseria, șeful, cum le ziceți, cum le... Trăiți! Bă, da, sigur te dezinhib și nu te mai prim pe aici? Sigur, sigur, deja mi-am dat întâlnire cu o gagică de seară. Foarte bine. Și încă ceva. Nu cumva să-i spui ceva lui Chiorete, că... De fapt, stai puțin, că pe tine te omoară, nu pe mine. Oi, fi eu deprimat, dar sinucigaș nu sunt. Nici măcar emo. Hai. Ți-a pămârlane. Și plastic iară, făi, pe ce? De la de murături. Impenetrabil. Te-am sărutat. Ești mulțumit? Mai vrei ceva? M-ai sărutat. Bine. Chiorete, stai, nu te dea, că ia început. Ia mă frum. Ca să fii închit, cocoană. Acum ești mulțumită? Macar să fim amândoi otrăvitări. Hai să mai iau puțin o travă, ca să aviți mai târziu. Hai, nu mă pun drăguță, că te-am scăpat de varan. Hai. Pupa, mă, dragă, că n-am tot timpul la dispoziție, trebuie să mă aduc în misiune, hai! Restul de o travă, ți-l dau de seară. Chiar vreau să dau de dumneavoastră ca să vă pot înapoia... Domnul vice, vă rog. Domnișoară, vă rog, eu nu îl plic. Băgați-l înapoi, domnișoară. Vă rog, insist. Vreți să mă nenorociți, mă, cuvânt? Nu mișcă nimeni, poliția! Unde? Hai, domnul organ, știți? E gol! Ați intrat deja, șeful? L-ai avertizat, nemernicule! Ca să mă discreditez pe mine iară, a? Chiar vreau să dau de dumneavoastră ca să vă pot înapoia... Domnul vice,
Vă rog. Aha, nu, domnișoară, vă rog mult. Nu al plec. Vă rog eu, băgați-l înapoi. E? Mulțumită? Acum îmi dai poza? Diseară. Să mă asigur că nu-i vreo făcătură. Chiar vreau să dau de dumneavoastră ca să vă pot înapoia... Domnul vice, vă rog. Aha, nu, domnișoară, vă rog mult. Nu al plec. Vă rog eu, băgați-l înapoi. Asta era, dragă, marea ta de mascare? Ce tâmpit ești! Ce-i de râs, mă? Că o să faci pușcărie pentru luare de mită? Ce luare de mită, măi, femeie? Nu înțelegi că nu e nicio luare de mită? Poți să-l întreb și pe Chiorete că era de față. Plicul era gol! Era gol, da, asta nu se vede pe casetă. Nu se vede pentru că a șters intenționat nemernicul care a făcut-o. De aflu eu cine e. Stai tu, liniștită. Opa! Deci de la pupăsă e caseta. Și mătăluță, cam ce ai dat în schimb? A? Lasă, lasă, nu-mi spune că aflu eu de la el. Pupăză. Unde să pun? Nu. Aici. Nu, că aici o găsește sub canape. Asta mai dă cu aspirator. Să iau caseta, domnișoară. Să avem o bază de discuție. Te apogni șeful. Pe mine, șeful, pe mine. Hai, dragă, că de unde scos tâmpenile astea? Nu, dragă, e din cauza la balele lui Mărlanu. Ți-am zis că e varan. Iată, și m-am infetat și mi-a căzut dințișorul, na.